direcția asta e pista separată. În direcție inversă, pista e pe trotuar. E semn că e interzis pentru pietoni, dar pietonii știu semnele de circulație. Deseori nici bicicliștii nu le cunosc că nu au permis de conducere. Sau unii șoferi, iată, ies din mașini și merg pe pistă. Aici e groapă, periculoasă și nesemnalată. Dar aici se termină totul, se amestecă pietonii cu bicicliștii. Și nici să trecem pe carosabil nu-i chef, pentru că trebuie să ajungem la intersecție. Aici, de exemplu.